ce peisaje, ce să mai spui? Nu prea mai ai ce să spui. Halal izolare. Activitatea, așadar, care se deține ocupat, este soluția pentru a trece mai ușor peste izolare. În cazul lui Mario Fresh, unul dintre cei mai în vogă artiști ai momentului, pare să funcționeze foarte bine curățenia. Prevăzător din fire, când doar se discuta de o eventuală carantină, Mario a dat fuga la studio și a luat chitara, boxele, mixerul de sunet, în fine, tot arsenalul pentru un studio și s-a închis în casă. Cântă, compune și, printre piese, face curat. Chiar și de 3 ori pe zi, spune el. În fiecare zi chiar. Mario, de cât timp ești în izolare? După un calcul rapid, n-am fost olimpic la matematică, dar mă descurc. Am 17 zile azi. Mai poți? Nu, sincer nu mai pot. Adică eu eram obișnuit să nu am timp în cele 24 de ore dintr-o zi să-mi termin treburile înainte și acum mi se pare că am prea mult timp și mă și plictisesc în același timp. M-am uitat deja la foarte multe seriale. Am făcut curățenie în casă de n-am ce să mai fac. Am făcut curățenie generală după curățenie generală, după care din nou curățenie generală. Te-a prins această izolare singurel? Da, din păcate m-a prins singurel pentru că iubita mea a venit din Londra și s-a dus la ea acasă să stea în autoizolare în apartamentul ei de sus. Te gătit cine îți gătește? Cine? Cum? Eu? Deci chef Mario. Devii un chef. Da, da, sunt un bucătar desăvârșit. Glumesc, știu să fac mâncare, mă mai ajută mama pe FaceTime la ceea ce nu știu, dar știu, în mare știu. Adică știu să fac piept de pui, orez, legume la grătar, știu să fac salate, știu să fac omlete dimineața, știu să-mi fac ovăz, mai ales pentru dietă, ceea ce mănânc eu de obicei. Mai ales că am și slăbit acum, cât am stat în carantină, eu am slăbit, nu m-am îngreșat. E mai greu în carantină sau mai greu a fost în Asia? No, nu se compară, mai greu în carantină. Nu, glumesc, nu se poate compara, nu. Nu, aici sunt la mine acasă, mă simt bine, sunt relaxat. Acum aș da tot ce să pot să stau undeva, să pun capul pe pernă. Spune-mi ce ți-e dor să faci, care este primul lucru pe care ai să-l faci când se ridică această izolare? Deși s-ar putea să fie imposibil, ceea ce vreau eu, cel mai mult îmi doresc să mă duc la un concert direct, dar va fi imposibil, de vă dați seama. În mediul online, cum ești? Ai scris o piesă nouă, nu? Ai lansat? Bine, nu e vorba doar de o piesă, e vorba de piese întregi, de, aș putea să spun, albume. Următoarea va fi lansată în 2 săptămâni, se numește Ne Mințim și are și clip, este filmat în Tenerife, deci este un proiect complet. Sper să le plac oamenilor și să îi bucure în timp ce mă ascultă în carantină. Ai TikTok? Acum să nu am. Sunt... Mario Real Fresh pe TikTok. Faci Skype-uri cu prietenii tăi? Da, video call-uri de pe telefon. Alex, ce face? De fapt, doar asta fac. Cu asta îmi pierd timpul. Îmi ocup timpul, că nu e pierdere de timp să vorbesc cu prietenii. Dar asta, cred că undeva la vreo 4-5 ore măcar pe zi vorbesc cu familia, cu prietenii pe video call. Mi-am făcut un mini-studio. În fiecare seară, 4-5 ore, măcar, le petrec în fața laptopului și compun câte ceva. Solo și s-ar putea să mor de dor, yo, de-aia sunt solo. Nu mai am inimă, am un cup de gheață acolo. Solo și s-ar putea să mor de dor, yo, de-aia sunt solo. Nu mai am inimă, am un cup de gheață acolo.